Cele două axe prioritare din programul de capital uman, cele care sunt destinate întregime tinerilor între 16 și 24, se vor lansa acum în martie-aprilie. Am spus că noi martie definitivăm deja ghidurile deja lansate în consultare publică, dar vreau să am înainte o discuție cu tot ce înseamnă structură reprezentativă pentru tineret în România, ca să facem, să definitivăm împreună acest ghid, pentru că, de fapt, lor le este adresată finanțarea și, repet, administrația, ea singură, niciodată nu se poate să găsească cele mai bune soluții pentru nevoia care vine din piață, fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de mediu privat. Deci trebuie să fie un parteneriat cu adevărat real, să spunem. Dar, oricum am spus, martie, aprilie se vor lansa toate aceste ghiduri pentru a se depune proiectele de către cei interesați. Vor fi idei foarte frumoase. Dacă știți, am și lansat un nou concept, programul național Primul Job, Primul Loc de Muncă, care va avea câteva idei extrem de interesante spre finanțare, și anume acel internship pe care vrem să-l stimulăm și într-un mod mult mai, să zic, pragmatic, adică studenți sau elevi să poată efectua practica în administrația publică centrală sau locală, acolo unde e nevoie de o resursă umană cu un suflu nou, cu altă pregătire, activitate pe care, desigur, în vacanțele respective, și pentru care elevii sau studenții să fie plătiți. O dată. Doi, am spus că putem să creăm locuri, să subvenționăm locuri de muncă pentru absolvenții, să spunem, anului 2015, așa cum a fost și în 2014, dar cu o mică schimbare, și anume, am finanțat absolvenții, indiferent că au obținut sau nu au obținut o diplomă în acest sens. Bun. Noi vom finanța, vom subvenționa locuri de muncă pentru acești absolvenți, dar cei care nu și-au terminat studiile, ne obțin diploma, de fapt, acelei unități de învățământ, să-i determinăm într-un fel, deci să-i condiționăm într-un fel, să-și continue studiile pentru a obține acele diplome și chiar să continue o formă de învățământ superioară. Deci vreau să coronăm foarte mult acest lucru și să stimulăm foarte mult partea de educație, partea de muncă. Deci nu vreau să aruncăm practic banii europeni doar pentru a crea un loc de muncă. Trebuie să fie creat un loc de muncă cu o logică anume, aparte. Posturi care, într-adevăr, sunt bine, să spunem, bine plătite. Pentru că e foarte important și pentru mine ca stat. Altceva încasez de la un post, un loc de muncă creat și cu un salariu foarte bine sau destul de consistent, și alta este că atunci când încasez ca și stat, nu știu, taxe și impozite de la un venit mult mai mic. Deci contează foarte mult cum vom folosi acești bani în economie. Vreau să fie o diferență foarte mare. Acești bani europeni pe care vin pe zona de capital uman din Fondul Social European, și sunt foarte mulți, peste 4,3 miliarde de euro, să fie foarte bine legați de piață, de nevoie din piață. Și o a treia idee în acest program național de primul job sau primul loc de muncă va fi aceea că, prin care spunem că firmele, companiile, să spunem, care își vor externaliza anumite activități la nivelul lor, să poată să facă acest lucru către universități sau către școli, să spunem, pe baza unui protocol încheiat între cele două părți și activități care să fie derulate de acei studenți, să spunem, și pentru care studenții să fie plătiți. Și mai și la fel de important este să le putem recunoaște acea vechime ca vechime în muncă. Deci vechimea derulată, vechimea, să spunem, desfășurată în acel proiect, să poată fi recunoscută ca vechime în muncă. Și astfel, tânărul când a absolvit studiile, nu mai este efectiv străin în piață. Știe, are o anumită experiență, a fost plătit pentru ceea ce a derulat și poate face pasul mult mai ușor chiar către compania pentru care l-a lucrat în timpul facultății. Deci este o utilizare mult mai eficientă a banului european. Deci în loc să crezi doar, să subvenționezi doar un loc de muncă, poți să faci lucrul ăsta. Compania, pe de-o parte, câștigă pentru că își degrevează costurile prin externalizarea unor activități fără să fie, să spunem, și plătite, da? Dar făcute de facultate, cu studenți, și astfel încât toate părțile câștigă. Și piața, și facultății. Și un lucru, un efect poate indirect al acestei acțiuni, este acela că școlile vor fi determinate să pregătească pentru piață ceea ce se cere. Pentru că dacă luăm o universitate care nu va avea niciun fel de contract cu piața pentru o astfel de idee, înseamnă că are o problemă. Înseamnă că piața nu caută ceea ce ea pregătește în piață. Deci acesta este un element foarte, foarte important. Este tot în cadrul schemelor de garanție sau sunt... Pe cele două axe prioritare din programul capital uman și care vor fi lansate, cum am spus, acum în martie-aprilie pentru depunerea de proiect. Așa, o agenție. Este în discuție o astfel de structură la nivel de guvern, să putem avea un
fel de vehicul creat pentru zona de tineri, de antreprenoriat în, în rândul tinerilor și care să preia ca și implementare o parte din finanțele europene aferente acestor axe prioritare din următorul program operațional de capital uman. Doar acestea vor fi coordonate de noua agenție? Sau da. Noi, în primul rând, asta o încercăm să o, să o creăm. Și după aceea, desigur, ușor, ușor poate să preia pe această zonă de antreprenoriat pentru tineri și alte activități, alte finanțări pe care statul sau alte structuri le finanțează.